toate războaiele din secolul trecut au luat aproape 200 de milioane de vieți. O nimica toată. Variola, poliomielita, tusea convulsivă, tetanosul și rujeola au luat cam 600 de milioane de vieți. Însă vaccinurile au învins toate aceste boli mortale. Și tot mai multe vieți vor fi salvate dacă ne vaccinăm. Vaccinurile salvează vieți. Din pricina prezenței scăzute înregistrate de cabinetele medicilor de familie atunci când vine vorba de vaccinările obligatorii, Ministerul Sănătății a lansat campania Vaccinurile salvează vieți. Prin intermediul acestei acțiuni se dorește responsabilizarea părinților care omit de multe ori să-și ducă micuții la medic pentru a fi imunizați la virusuri care, de-a lungul timpului, au curmat viețile a 10 de milioane de oameni. Medicii de familie susțin campania inițiată de Ministerul Sănătății, punctând atât importanța acestor vaccinări și riscurile la care se expun cei neimunizați. Eu mă ocup de vaccinare la cabinet din anul 2008. Deci, practic, în plus față de vaccinările care se făceau la cabinetele medicilor de familie, am avut preocupări în sensul acesta pentru ca pacienții mei să fie protejați. Mă refer chiar și la hepatita B, că practic dacă te vaccinezi împotriva virusului B, faci profilaxie pentru cancerul hepatic, deci vorbim de lucruri destul de serioase. Ministerul Sănătății atrage periodic atenția asupra acestor lucruri de o importanță deosebită, însă există și părinți care refuză să-și vaccineze copiii de frică să nu se îmbolnăvească mai rău. Acest lucru nu a fost însă dovedit științific, existând pe internet doar speculații cu privire la acest subiect. Una peste alta, dacă în secolul trecut boli precum rujeola sau poliomielita făceau victime periodic, acum aceste boli au fost aproape eradicate cu ajutorul vaccinurilor și a campaniilor de imunizare. Ce copil la 6 luni are 10 kg? Ce copil are 10 kg? Am ales să-i vaccinez pentru că mi-este frică de boli. Copiii mei sunt vaccinați și sănătoși, așa cum există și copii nevaccinați și sănătoși. Problema apare în situația în care există o epidemie de una dintre bolile pentru care există vaccin. Am găsit un pediatru care mi-a răspuns la toate întrebările pe care le aveam și de fapt cred că asta e cel mai important, să găsim o sursă de informare, de încredere. Adică nu internetul, ci un om expert în domeniu, care poate să ne răspundă la toate întrebările.